Evanghelia după Luca de la capitolul 18, începând cu versetul 9, pagina 1013 în Sfânta Cartea lui Dumnezeu. Luca de la capitolul 18, începând cu versetul 9. Domnul Isus a mai spus și pilda aceasta pentru unii care se încredeau unii ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețeau pe ceilalți. Doi oameni s-au suit la templu să se roage, unul e la fariseu și altul vameș. Fariseul stă în picioare și a început să se roage în sine astfel: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, nedrepti, prea curvari sau chiar ca vameșul acesta. Eu postez de două ori pe săptămână, dau zece din toate veniturile mele. Vameșul stă departe și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ci se bătea în piept și zicea: Dumnezeule, ai milă de mine păcătosul. Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a pogorât acasă să o cotii neprionit decât celălalt. Căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Amin. Deci, mai unui om din Vechiul Testament, unui profet al lui Dumnezeu, Dumnezeu i-a spus să se ducă la poporul lui Dumnezeu și să spună cuvântul din partea lui Dumnezeu. Fie că ascultă, fie că nu ascultă. Cum știți foarte bine că e mai simplu să spui cuiva, să vorbești cu cineva atunci când e gata să te asculte. Și mai complicat să vorbești cuiva, să transmiți un mesaj cuiva atunci când nu prea este dispus să te asculte. Dar indiferent că ascultă cineva sau că nu ascultă, noi trebuie să proclamăm adevărul lui Dumnezeu rugăciunea mea către Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, este ca or de câte ori ni se proclamă cuvântul lui Dumnezeu să fim dispuși să ascultăm. E spre binele nostru. Deci, dacă cineva ne-ar provoca să spunem ceva despre componenta spirituală a vieții noastre, poate că toți din locul acesta am spune că suntem creștini, că suntem credincioși, că suntem oameni religioși. Și am spune fără ezitare lucrul acesta pentru că descoperim în viața noastră câteva practici care țin de viața religioasă, de viața de credință. nu e așa că ne spunem rugăciunile, frați și surori? Vi le spuneți? Unii mai multe, alții mai, alții mai puține, unii rugăciuni mai lungi, alții rugăciuni mai scurte. nu e așa că mai citiți din când în când în Scriptură? ținem sărbătorile. Dar una dintre practicile oamenilor religioși, nu contează din ce religie, este să se ducă la un loc numit loc de închinare. Bun în cazul nostru este vorba de casa lui Dumnezeu, pentru evrei casa lui Dumnezeu sau templul lui Dumnezeu. Noi venim la casa lui Dumnezeu ca practică a credinței noastre, a religiei noastre, dacă vreți. Stăm aici un ceas, două, stăm cât stăm aici, facem ce se face aici apoi plecăm acasă. Întrebarea este cum plecăm acasă. Frați și surori, are vreun impact asupra noastră șederea noastră aici în casa lui Dumnezeu. Cântăm, ne rugăm, se proclamă Evanghelia, mijlocim unii pentru alții, ne ducem acasă. Are vreun impact asupra vieții noastre șederea noastră în casa de rugăciune? În cuvântul Domnului pe care l-am citit în această dimineață, este vorba despre doi oameni. S-au dus la casa de rugăciune, la casa Domnului, la templu. Nu știu cât au stat acolo. Minute, ceasuri, nu știu. Știu că s-au dus acolo cu un scop bine precizat, să se roage lui Dumnezeu și s-au rugat. După ce s-au rugat lui Dumnezeu, s-au întors acasă. Și întrebarea este, cum s-au întors acasă? Frații mei, în unul într-un fel, altul alt fel. Cum noi mulți din locul acesta, unii ne întoarcem într-un fel, alții în alt fel. Unul dintre ei s-a întors acasă cu o realitate spirituală pe care n-a avut-o până atunci. Ascultat de Dumnezeu. S-o înaintea lui Dumnezeu. E asta o minune de la Dumnezeu, frați și surori. Ce ziceți? Unul se întoarce cu o realitate spirituală cu care ar trebui să ne întoarcem noi toți acasă, când plecăm de la casa lui Dumnezeu. Și altul s-a întors, știți cu ce? Cu iluzie religioasă. Iluzia este situația în care ceva aparent este socotit ca realitate. Nu este, dar ni se pare că este. Sau noi considerăm că este. Omul acesta s-a întors acasă cu iluzia că Dumnezeu l-a ascultat s-a întors acasă cu iluzia că Dumnezeu e mulțumit de viața lui. S-a întors acasă cu iluzia că Dumnezeu i-a primit rugăciunea pe care o stit acolo. Dragii mei, dar nu era asta adevărul. Era iluzia lui. Dragii mei, m-a frământat foarte mult lucrul acesta și mi-am pus întrebarea câți dintre noi, după ce stăm în casa lui Dumnezeu, ca oamenii ăștia? Ne întoarcem la casele noastre cu o iluzie religioasă. Câți? Iluzia că am făcut ceva ce îi place lui Dumnezeu în casa de rugăciune. Iluzia că Dumnezeu ne-a ascultat rugăciunea, că ne-a primit închinarea, că suntem închinători după inima lui Dumnezeu. Dar e o iluzie, poate, pentru mulți. O să încerc să trec mai repede peste peste multe lucruri, dar vreau să, să ne vorbească Dumnezeu. Ar fi păcat o viață întreagă să ne ducem la casa lui Dumnezeu și să trăim cu o iluzie că suntem ce vrea Dumnezeu să fim și să nu fim. Mi-a pus întrebarea, Doamne, dar de unde ni se pot trage iluziile astea religioase? Să trăim o viață cu iluzia că suntem ce vrea Dumnezeu să fim și nu suntem. De unde se poate trage asta? Uneori, dragii mei, de la faptul că împlinim câte ceva din voia descoperită a lui Dumnezeu. Ca și Saul din Vechiul Testament s-a dus să se bată cu Amalek, că l-a trimis Dumnezeu. Și când s-a întors de la bătălia asta, biruitor, s-a bătut cu pumnul în piept și a zis am păzit cuvântul Domnului. Dar era o iluzie. A păzit o frântură din cuvântul Domnului. Știți? Sau iluzia asta ni se trage de la faptul că avem impresia și poate așa, că nu suntem chiar așa de răi ca ceilalți oameni. Și nu suntem așa de răi ca ceilalți oameni. Dar e o iluzie că Dumnezeu e mulțumit cu asta. Deci, despre asta vreau să predic în această dimineață cu ajutorul lui Dumnezeu despre renunțarea la iluziile religioase. Dumnezeu din ce să ne ajute. Încă o dată spun, Domnul Iisus Hristos a tras concluzia când a vorbit despre oamenii aceștia și a zis celălalt s-a întors acasă cu realitatea asta, socotine plenii, celălalt cu o iluzie. Deci mai pentru ca să renunțăm, să putem renunța la iluziile religioase. Mai întâi de toate, trebuie să ne evaluăm viața comparându-ne cu cineva de sus, nu cu cineva de jos. Știți, omul acesta a stat înaintea lui Dumnezeu cu o anumită imagine despre sine. Și mă întreb de unde și-o fi creonat această imagine despre sine. Știți de unde? De la o comparație. Se compara cu un foarte păcătos de lângă el. Vreau să vă întreb, credeți că Vameșul era foarte păcătos? Sigur că era foarte păcătos. El singur a zis, ai milă de mine, păcătosul. Și așa era, dragii mei. Sau se compara cu alții din societate, tot mari păcători din societate, zicea nu sunt ca ceilalți oameni. Cum frații mei, ascultați-mă. Dacă noi ne comparăm cu oameni din societatea în care trăim, veți descoperi că în societatea în care trăim sunt oameni mult mai răi decât noi. E adevărat? În anumite domenii ale vieții sunt mult mai răi decât noi. Și dacă ne uităm la asta, e mai bun ca asta, mai, bun, mai, mai bun ca asta. Concluzia pe care o trag, dragii mei, este că eu sunt în regulă. Știți, când a venit fiul risipitor acasă la tata, și, mă rog, tata l-a primit cum l-a primit, știți foarte bine, tânărul ăsta era păcătos din calea afară. Și undeva afară stătea cel, fiul cel mare. Fratele mai mare a, a fiului risipitor. Știți, spun cuvintele mele, Știți cam care era gândul acestui băiat mare? Tată, nu înțelegi că eu sunt cel bun și el este cel rău? Nu pricepe asta. Dacă compar ce fac eu cu ce face el, eu sunt cel bun, el este cel rău. Dar treacă o iluzie doar că este foarte bun. Pricepeți? Dragii mei. Când noi ne vom compara cu oameni din această lume, vom găsi mulți. Mulți. Mult mai rău decât noi. De aceea, ca să pot renunța la iluzia asta religioasă, că sunt în regulă, că Dumnezeu e mulțumit de mine, că, mă rog, primește Dumnezeu ce fac eu, trebuie să mă compar cu cineva de sus, să-mi oglindesc viața mea, dragii mei, în sfințenia lui Dumnezeu, în cuvântul lui Dumnezeu. Acest cuvânt vine de sus. De la Dumnezeu. Știți asta? Când încep să mă evaluez viața mea comparându-mă cu cineva de sus, oglindindu-mă în Sfințenia lui Dumnezeu, atunci începe să mi se lumineze mintea. M-auziți, frații mei? Încep să mă văd dintr-o altă perspectivă. Încep să mă văd cum mă vede Dumnezeu din ceruri. Haideți să vă dau un exemplu. Saul din Tars a avut o vreme în care el credea că este de partea lui Dumnezeu. Că slujește lui Dumnezeu, că aleargă pentru Dumnezeu, că îl apără pe Dumnezeu, apără, mă rog, adevărul lui Dumnezeu. Și într-o zi, când se întâlnește cu Domnul Isus Hristos, descoperă că de fapt nu-i de partea lui Dumnezeu, este împotriva lui Dumnezeu. Când Domnul din cer zice, saule, saule, pentru ce mă prigonești? Saul din Tars a avut o vreme, impresia, că râvna lui este o râvnă pentru Dumnezeu. Nu oricine alerga cât alerga Saul. Nu oricine făcea cât făcea, făcea Saul. Nu oricine, dragii mei, depunea efortul care îl depunea, depunea Saul din Tars. Avea râvnă. Întrebarea era pentru Dumnezeu râvna asta. Știți ce scrie el galatenilor? Râvnă pentru datinile strămoșești. Dar trebuie să se lumineze la minte, să aibă o lumină din cer, să strălucească lumina asta, să vină să-l învăluie lumina din cer ca să privească dintr-o altă perspectivă și să vadă că nu-i de partea lui Dumnezeu, este împotriva lui Dumnezeu. Că, dragii mei, râvna pe care o are nu pentru Dumnezeu și pentru voia lui Dumnezeu, ci este pentru tradiție și pentru datină omenească. Ca să putem renunța la iluziile religioase, trebuie să ne comparăm cu cineva de sus, nu cu cineva de jos. Atunci ni se luminează mintea. Și atunci descoperim că avem zone întunecate în viața noastră. Dar, dragii mei, ca și creștini, facem multe lucruri bune. Nimeni nu contestă asta. Nu ne ducem unde se duc ceilalți, nu furăm, nu dăm în cap, o mulțime de lucruri bune. Dar când stau înaintea lui Dumnezeu și mă oglindesc în sfințenia lui Dumnezeu, descoper că am zone întunecate în viața mea pe care s-ar putea să le fi neglijat. E adevărat asta, frații mei, sau nu e adevărat? Moise, în Vechiul Testament, omul acesta care a trăit Printre străini o vreme, s-a întâlnit cu Dumnezeu la muntele lui Dumnezeu și a zis: Dumnezeu, din ce scoateți încălțămintea din picioare, locul pe care calci tu este sfânt. E o zonă întunecată. Profetul Isaia, care a văzut slava lui Dumnezeu, sfințenia lui Dumnezeu, a zis: Am buze necurate. Iov când a stat și a vorbit Dumnezeu, a zis, am vorbit fără să știu despre minuni care mai presus de puterea mea de înțelegere. A, zone întunecate. A trebuit să aibă această, această, măsurare, dacă vreți, cu Dumnezeu din ceruri. Să zic, că am zone întunecate. Noi ne, le ne neglijăm. Pentru că ne uităm în dreapta să stânga cât de bun suntem pe lângă alții. Dumnezeu se uită la zonele noastre întunecate, la lipsurile noastre. Mă rog Dumnezeu să ne binecuvânteze surori, Vreau să mă duc repede mai departe. În al doilea rând, ca să putem renunța la iluziile noastre religioase, trebuie să ne evaluăm și pe dinăuntru, nu doar pe din afară. Ascultați-mă. Dacă vă uitați cu atenție la omul acesta, tot ce spune, spune despre lucruri rele pe care nu le face și lucruri bune pe care le face. Nu sunt hăpăreți. Adică nu sunt lacom de avere în așa fel încât prin orice mijloace, cinstite, necinstite, să acumulez. Nu sunt așa. Nu sunt prea Nu sunt nedrept. Nu fac relele astea. Dragii mei, Dumnezeu nu spune că, că, omul ăsta n are dreptate. Alte lucruri bune pe care le face. Dă zecioală, postește. Dar, dragii mei, toate astea sunt undeva pe din afară. Dumnezeu nu se uită doar la ce rele nu faci, la ce bune lucruri faci, ci se uită la inima cu care le faci. Dumnezeu nu este impresionat, noi vrem să-L impresionăm pe Dumnezeu, dragii mei, prin acțiunile noastre. Știți că, mai auzim și noi pe la știri, că lumea este impresionată de cum reacționează române și ajută pe ucranieni. Și este de apreciat. E de apreciat. Noi oamenii suntem impresionați de ce se vede pe din afară. De aceea, fariseii, dragii mei, din, din, țara lui Israel, dintre iudei, posteau să vadă ceilalți, să fie impresionați ceilalți. Și erau impresionați. Se rugau și impresiona pe ceilalți. Dumnezeu din cer nu este impresionat prin performanțele mele exterioare. Știți că Dumnezeu este impresionat de inimă? Știți asta? Când s-a uitat Domnul Iisus Hristos la Natanael, știți ce spre ce a țintit Domnul Iisus Hristos când s-a uitat la Natanael? Știți? Inima în care nu este ficășug. Asta îl impresionează pe Dumnezeu. S-ar putea să fac, dragii mei, dărnicie ca nimeni altul. Să scrie toate, toate agențiile de știri. Câtă dărnicie am făcut eu? nu îl impresionează pe Dumnezeu. Îl impresionează pe Dumnezeu inima cu care am făcut dărnicie. Scria, zicea Dumnezeu în Vechiul Testament evreilor, când vezi pe fratele tău, mă rog, în nevoie, să-i dai. Dar să nu-i dai cu părere de rău. Auziți? E important, important gestul ăsta din afară. Să uită frații, surorile, cât dau eu. Dar Dumnezeu vede inima cu care dau. Să nu dai cu părere de rău. Când vorbește Dumnezeu despre, despre Iov, vreau să vă întreb, din ceea ce a citit în Biblie, Dumnezeu era impresionat de Iov. L-a impresionat Iov cu ceva pe Dumnezeu. Îl laudă Dumnezeu cu ceva pe Iov. E neprihănit, se abate de la rău. Dar știți ce l-a impresionat pe Dumnezeu cel mai mult? Cum ăsta este curat la suflet. Adică ce înăuntru. Dumnezeu Califică sau descalifică gesturile noastre bune exterioare prin cum e inima noastră? Când Anania și Safir au venit la biserică atunci să facă dărnicie, vreau să vă întreb, dărnicia este un act pe care Dumnezeu în general îl apreciază? E ceva ce ar trebui să facem ca și creștini? E un bine pe care trebuie să-l facem? Dar știți că dărnicia lor a fost descalificată de inima lor? Deci, dragii mei, ca să putem renunța la iluziile astea religioase cu care trăim de o viață, ar trebui să ne evaluăm comparându-ne cu cineva de sus, nu cu cineva de jos. Ar trebui să ne analizăm pe dinăuntru, nu doar pe din afară. Și în al rând, ar trebui să ne analizăm nerealizările din viață, nu doar realizările. Dacă vă uitați cu atenție în relatarea Domnului Iisus Hristos, veți descoperi că omul acesta, în toată rugăciunea lui, nu spune altceva decât realizări. Realizări n a parte departe de rău, de rele, realizări n a face binele, și cu toate realizările astea el vine înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Vreau să vă întreb, dragii mei, credeți că omul acesta avea și nerealizări spirituale? Credeți? Păi dacă, dacă el n-ar fi avut nici măcar o, o singură nerealizare, omul acesta ar fi contrazis Scriptura și pe Dumnezeu. Dumnezeu zice că nu e niciunul de săvârșit în această lume. Cel puțin una, o nerealizare poți ai. Dar, păi, dragii mei, atunci când te concentrezi doar spre realizări și pierzi din vedere nerealizările, atunci ai impresia că Dumnezeu are obligație față de tine. Uite cât te-a făcut Dumnezeule. Uite cum a purtat Dumnezeule. Uite ce fapt măreață am făcut Dumnezeu. Uite ce, ce rău am respins Dumnezeule. Știți, când împăratul Ezechi a fost bolnav, spune Sfânta Scriptură, când a venit mesajul prin profetul Isaia, puneți casa în îndoială că mor și nu mai trăiești, Ezechia s-a întors cu fața la perete și a vărsat lacrimi rugându-se. Știți ce a spus împăratul Ezechia în rugăciunea lui? Frații mei, realizări. Am făcut ce este bine, am umblat în credincioșie, Dumnezeule. Ca atunci ai impresia, când te uiți spre realizări, cât de, cât de mult ai făcut pentru Dumnezeu sau înaintea lui Dumnezeu, ai impresia că Dumnezeu ți dator. Și întrebarea mea este, oare ajunge Dumnezeu să fie dator vreunea dintre noi? Vă spun iar despre, despre pilda fiului risipitor. Când a venit fiul risipitor acasă și tata a avut o discuție tot cu băiatul mare. Știți ce a zis băiatul mare? eu îți slujesc ca un rob. Tată, cu alte cuvinte, știi că mi-ești dator? Eu îți slujesc, tu nici măcar un ied nu mi-ai dat, îmi ești dator, tată, pentru că îți slujesc. Care ați avea curajul să stați înaintea lui Dumnezeu să, zi să ziceți, Dumnezeule, eu am făcut binele ăsta, eu ți-am slujit asta, eu m-am dus la biserică mai mult ca alții, îmi ești dator, Dumnezeule. Când ne concentrăm spre ce realizări avem, spre ce performanțe avem, avem această tendință să-l considerăm pe Dumnezeu dator. Dragii mei, ca să, pot, ca să pot renunța la lucrurile astea care sunt în mintea mea, că sunt bine înaintea lui Dumnezeu, trebuie să mă uit spre ce nerealizări am în viață. Dar n-am făcut răul pe care îl face nu știu cine, n-am făcut răul celălalt. Dar am relele mele din viața mea, nedesăvârșirea mea din viață. Și mă concentrez spre asta. Știți de ce? Pentru că pe astea trebuie să le pun în ordine înaintea lui Dumnezeu. Frați și surori, a venit vameșul acesta la, la casa lui Dumnezeu să se roage. Omul ăsta a fost concentrat spre nerealizările lui spirituale. Și pentru că a fost concentrat spre nerealizările lui spirituale, a zis, ai milă de mine, păcătosul. Vreau să le pun în ordine. Și Dumnezeu din ce l-a iertat. Nu există o altă cale, dragii mei, de a renunța la iluziile noastre religioase, decât a începe să ne uităm spre ce nu-i în regulă în viața noastră. Spre ce nu-i bine în viața noastră. Spre ce n-am realizat în viața noastră. Spre ce n-am făcut în viața noastră. Nu doar spre ce am făcut, Spre ce n-am făcut? Pentru că abia atunci când mă uit spre ce n-am făcut, cu ce n-am făcut, vin înaintea lui Dumnezeu în pocăință. Mă rog, Domnule, să ne binecuvinteze. De aceea, n-aș vrea ca vreunul de aici să vină la casa Domnului, să plece de aici cu iluzia că este în regulă și să nu fie în regulă. Mă rog, Domnule, ca fiecare de aici, când venim la casa lui Dumnezeu, Prezența noastră e să aibă un impact deplin plin asupra vieții noastre. Să plecăm din locul acesta, dragii mei, ca oameni care vrem să punem la punct nerealizările și le punem la punct prin pocăință înaintea lui Dumnezeu. Haideți să stăm ridicați în picioare înaintea Domnului. E un moment de rugăciune și un moment de analiză personală. Un moment în care să stăm înaintea lui Dumnezeu nu comparându-ne cu cel din dreapta sau din stânga ci oglindindu-ne viața în sfințenia lui Dumnezeu. Nu uitându-ne la ce avem pe din afară, ci să ne uităm cum ni inima noastră. Că Dumnezeu este impresionat de inima noastră. Să fie inima sinceră înaintea lui Dumnezeu. Și să ne uităm, dragii mei, la ce lucruri pe care nu le-am făcut, le avem în viața noastră sau rele pe care le-am făcut, nu trebuie să le facem. Să stăm în pocăință și să poată zice Dumnezeu, oamenii aceștia s-au întors acasă, socotiți, neprihaniți, ascultați de Dumnezeu. Haideți să ne rugăm împreună, Domnului.